Furturile din locuințe au devenit tot mai dese pe raza municipiului nostru. Tocmai de aceea, poliția din Reghin acordă o deosebită atenție acestor fapte, astfel că se și văd rezultatele. Dacă în urmă cu câteva zile polițiștii au reușit să prindă doi astfel de infractori, iar ulterior aceștia au fost arestați, acum alți doi spărgători au fost prinși. Și de această dată hoții fac parte din grupări separate sau acționează chiar individual. Cu toate acestea, prejudiciul creat de ei este unul consistent. Prejudiciile cauzate de cei doi, fac precizarea că aceștia sunt cercetați în două dosare separate, se ridică undeva la circa 18.000 de lei și au fost recuperate per total așa în procentaj cam de 60%. Ulterior au fost predați parchetului de pe lângă judecătoria Reghin cu propunere de arestare preventivă, dar judecătorii au dispus cercetarea lor în stare de libertate. Cu toate acestea, polițiștii reghineni desfășoară în continuare ample acțiuni de prindere a hoților din locuințe, tocmai pentru faptul că acest fenomen a explodat chiar în ultimele luni. Dar în continuare, Poliția Municipală acordă o atenție deosebită acestui gen de fapte, pentru că, după cum v-am amintit și cu alte dăți anterioare, este piatra de încercare de la sfârșitul anului precedent și începutul noului an. Așadar, oamenii legii fac din nou apel la cetățeni. Atenție la felul în care vă protejați locuința. Nu neglijați niciun detaliu care ar putea facilita accesul infractorilor în casa dumneavoastră. Și foarte important, dacă vedeți persoane suspecte, anunțați imediat poliția.